La Târgoviște mai sunt doar 6.000 de apartamente racordate la sistemul centralizat. Pentru restul, proprietarii sau locatarii au ales varianta centralelor proprii de apartament. În decembrie 2010, gigacaloria era la Târgoviște 180 de lei, crescând în ianuarie până la 298. Luna trecută, Consiliul Local a decis o micșorare a prețului până la valoarea de 290. Pe perioada de iarnă, aproape un sfert dintre cei acordați la termică au beneficiat de ajutoare de încălzire. Pentru lunile decembrie, ianuarie și martie, cuantumul ajutorului s-a cifrat la 2,7 miliarde de lei vechi. Majoritatea târgoviștenilor care au rămas acordați la termică sunt pensionari. De aceea este posibil ca ei să se încadreze în limitele ce vor fi impuse de guvern. Executivul s-a angajat în negocierile cu Fondul Monetar Internațional că va elimina subvențiile la energia termică până cel mai târziu la sfârșitul lunii august. Alocațiile pentru încălzire urmând să fie orientate exclusiv către persoane defavorizate. Restul vor plăti facturi mai scumpe în iarna ce va veni.